Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine ați venit! Mulțumesc pentru prezență! Salut, domnul prezent exclusiv pe vreme! Mulțumesc pentru colaborare! Stimați colegi, în conformitate cu dispoziția primarului Comunei Răcăciun numărul 391 din data de 11.11.2022, am fost convocați pentru a participa la ședința ordinară a Consiliului Local Răcăciun, ce are loc astăzi, 18.11.2022, începând cu ora 10, la sediul Consiliului Local Răcăciun, cu următoarea ordine de zi. Proiectul ordinii de zi. 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 18.10.2022. 2. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Răcăciun la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, inițiator primarul comunei. 3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui imobil, teren arabil intravilan, situat în sat Răcăciun, comuna Răcăciun, în suprafață de 938 metri pătrați, având număr cadastral 60.205, inițiator primarul. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării la domeniul privat al comunei Răcăciun, a suprafeței de 500 de metri pătrați, teren situat în satul Ciucani, comuna Răcăciun, inițiator primarul comunei. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Răcăciun cu Asociația Călători prin România în vederea realizării unor proiecte de promovare a obiectivelor turistice din Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Răcăciun și modificarea listei de investiții pentru trimestrul 4 al anului 2022, conform raportului de specialitate numărul 12.968 din 4.11.2022, inițiator primarul comun. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului la înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comun. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente anului școlar 2022-2023, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2022, inițiator primarul comunei. 10. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general al obiectivului de investiție, reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în Comuna Răcăciun, județul Bacău, inițiator primarul comunei. 11 diverse. Dacă aveți date completări pentru diverse, observații, mulțumesc. Supunem la vot aprobarea procesului verbal ca ședinței ordinare din data de 18.10.2022. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Unanimitate, deci avem prezență... 14 consilieri. Deci, este în regulă, suntem, avem formă de timp. Da, iertați mă, am omis. Supunem la vot proiectul ordinii de zi. Cine este pentru? Ce am aprobat? Procesul verbal. Procesul verbal. Așa, și acum procesul verbal. Mă iertați, mulțumesc. Și la procesul verbal tot unanimitate, da? Da. Atunci o să vă întrerup câteva secunde să și semnăm. Perfect, mulțumesc. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind participarea OAT Răcăciun la elaborarea studiului de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân, a regulamentului serviciului și a documentației de atribuire în vederea delegării serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Da, după cum știți, noi suntem prinși în, face parte din master planul municipiului Bacău și la studiul de oportunitate pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Dacă am fi avut, mă refer ca obiectiv, dacă am fi avut bani, noi ca și primărie am fi susținut acest serviciu, dar nu din lipsa banilor, că deja e un cost foarte mare, am intrat în această asociație. Deci, pe că ați citit acasă, ați avut documentația, eu zic că e un proiect oportun pentru comunitatea de Răcăciuni și nu numai pentru localitatea, comuna Răcăciuni,
că avem, din păcate, foarte mulți câini în Răcăciun, de ăștia mai danezi, fără stăpân, aduși, mulți nu sunt de ai noștri, dar mulți sunt aduși. Și ne confruntăm cu diferite probleme legate de anumite accidente, sar la copii, la bătrâni, la oameni, strada de și ziua. N-am mai făcut acțiuni dintre astea cu strângeri de câini, dar e bine să facem parte din acest proiect pentru că ne scutește de bani. Și e o chestie organizată la nivel de municipiu. Nu am abținut la proiectul ăsta, deoarece nu cunosc prea bine ce avantaje avem dacă ne dăm bani în studiul ăsta de oportunitate. Noi deja avem un contract semnat cu Târgu Ogna. Da. Vă lăsați doamna juristă și vă explică diferența dintre contractul de prestări servicii și ceea ce înseamnă să avem noi un serviciu. Vă rog, doamna juristă. Este că noi avem obligația ca și noastră, ca și Consiliul Local, trebuie să înființați, așa spune legea, un serviciu. Nu putem susține costurile unui serviciu. Avem contractul, într-adevăr, de prestări servicii cu Târgu Ocna. Ideea este că este la o distanță foarte mare și ni s-a pus în vedere că au foarte multe solicitări și că viitor nu vor mai, am insistat ca să putem încheia în continuare contractul dumnealor. Avantajul ar fi, avându-o asociindu-ne cu celelalte comunități din zona metropolitană, costurile ar fi mai avantajoase și avem siguranța că vom avea tot timpul serviciu. La acest proiect sunt și localitățile Cleja, Faroani, da, toate care sunt în zona metropolitană. Este avantajos din vedere și financiar. Costurile vor crește pe viitor. Deci ca să înțelegi, ăsta este un fel de abonament pe care îl plătim acum. Sau doar o participare a noastră. La efectuarea studiilor obligate. Deci întâi facem documentele și după aia ne apucăm de treabă. Asta se are în vedere. Un serviciu comun administrat de zona metropolitană de asociație, dar în care vom face și noi parte. Sunt de eroare, asta e. Ca locație, n-am văzut. Păi asta înseamnă studiul. Să vedem la început. De asta am spus, întâi documentele și după aia o să vă informăm la... O scurtă mențiune, scurtă. Noi cu proiectul cu zona metropolitană legat de transportul public suntem tocmai aici vreau să fac o mențiune, să ne asigurăm că măcar aici ne inclui și pe noi și că o să fie tot ok. Adică și acolo am plătit, am cotizat și au făcut transportul public până la Nicolae Bălcescu. Un mare dezavantaj, nu știu dacă se mai poate ceva, dacă pe viitor vor extinde, dacă nu vor extinde, e un minus pentru noi și am avut mențiuni pe tema asta și în ședințele anterioare. Da. Dacă aveți vreo notificare în care se vor extinde cu zona metropolitană... Nu, o să facem dacă... Și ei erau la momentul respectiv. Trebuie să primim doar erau tot doar în stadiu de studiu de fezabilitate, nu studiu de oportunitate. Nici ei nu aveau toate informațiile finale de cum va fi, ce se va urmări, până unde va ajunge traseele. Nu este... Așteptăm. Nu cred că e o soluție, dar ar trebui ca zona metropolitană să facă aceste studii din fondurile pe care noi deja le-am alocat, sau cel puțin... Pentru că noi nu am plătit nicio cotizație, nimic. Am plătit pentru zona metropolitană degeaba. Da. Și să-și iei banii de aici. Dar asta era o sugestie, nu cred că se poate, nu cred că permite pactul constitutiv al acestei asociații zona metropolitană, pentru că acolo când ești parte trebuie să cotizezi. Total de acord. Doar că îmi doresc să monitorizăm mai îndeaproape partea asta, pentru că, într-adevăr, e mult mai benefică, dar nu ne trezim peste un an, doi în aceeași situație. Mulțumesc, doamna jurist, dacă nu joacă memoria festei, pentru un contract cu firma de la Târgu Ocna, parcă costul de caritaj pentru un câine era vreo 700 de lei. Avem speranța că ar fi mai ieftin. Păi, asta se urmărește pe studiu. La sfârșit vom aduce la cunoștința dumneavoastră cu toate aceste detalii. Unde se va organiza, unde va fi amplasat, costurile aproximative. Exact, e mult mai bine așa. E cea mai bună variantă. E cea mai bună variantă. Puțin, dar vom fi într-un fel,
pot să spun proprietar, dar vom fi cei care la un moment dat vom hotărâ, fiind implicați în acest serviciu și vom putea lua și hotărâri referitor la serviciu, vom putea pentru că dacă vom participa. Această, pentru că vom participa, da. Vom avea un cuvânt de spus. Adică doar nu facem doar plăți unei firme nu, ca, cu care am nu, contractat. Suntem obligați prin lege să avem contract cu o firmă pentru ridicarea fără stăpân. Am înțeles. Acum, când discutăm acum. Practic, în avantajul nostru, intrând în, da, în asociație. O să mai dureze, dar încet, încet, cu siguranță vom că o să fie bine, finaliza. Da. Alte observații, completări? Să punem la vot. Pentru. 13. Abținere. Una. Împotrivă. 14. Pentru. O abținere, domnul Iacobuș. Iacobuș. O să îmi permiteți înainte de a continua pe comisiile de specialitate doar la acest proiect de hotărâre am avut abținerea domnului consilier Iacobuș. Restul proiectelor de hotărâre din acest moment până la sfârșit au primit aviz favorabil de la comisiile de specialitate de la toate cele trei comisii. Da? Ca să nu mai rediscutăm. A avut aviz favorabil în unanimitate, iar acesta a avut cu majoritate. Dar avizul, oricum, dumneavoastră știți că avizele sunt consultative, în funcție de votul pe care îl primește proiectul în plenul ședinței, se ia decizia dacă se adoptă hotărârea sau nu. Dar sunt obligatorii ca aceste rapoarte să existe la spatele hotărârii. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a unui modul teren arabil, un pavilan situat în satul Răciun, comuna Răciun, în suprafață de 938 de locații, număr cadastral 60.205. Da, este vorba de o suprafață de 938 de metri pătrați. Asta sunt împărțite în, au fost, de fapt, împărțite în mai multe loturi. Undeva în spatele hanului Răcăciuni s-au făcut tranzacții de vânzare, cumpărare pe anumite terenuri și câțiva proprietari, în jur de 14, nu? Dacă nu greșesc, au cumpărat, dar și cu o bucățică de acces. Aceste 14 loturi au fost donate către primărie ca să putem crea un drum de acces, să putem investi pe zona respectivă. Suntem în tratative cu celălalt proprietar din partea opusă, pentru că drumul care se creează are lățime de 2,5 metri. Suntem în tratative cu dânsul ca să cedeze, să doneze și dânsul 2,5 metri, să fie un drum la 5-6 metri sau 3 metri, 5-6 metri lățime, să putem veni cu utilități. Asta este vorba. Bine că s-a rezolvat, bine că s-a ajuns într-un final la un punct, cum este ăsta de astăzi, în care am unit toate bucățele și am făcut un drum de acces comun și ușor, ușor vom veni cu investiții pentru acea zonă. Alte observații, completări, vă rog. Acces din Europeană nu se poate face? Ce am spus, suntem în tratative cu celălalt proprietar. Dacă dânsul dorește să dea drumul de acces din DN2, e ok. Dacă nu dorește, dar suntem în tratative. Noi să intrăm deocamdată cu cei de acolo, care sunt de acolo, trebuie să faci pe strada de calitate. Să punem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării la domeniul privat al comunei Răcăciun a suprafeței de 500 de metri pătrați, teren situat în satul Ciucan, comuna Răcăciun. V-ați dat seama că e vorba de o hotărâre pe care am discutat-o. Da, domnul Bădărău, ați atins la ședința trecută așa puțin, lăturalnic problema. Nu. Era bine, numai că erați pe drumul cel bun, numai... Noi, la ședința în care am avut în discuție acest proiect de hotărâre, am aprobat, dacă vă aduceți aminte, întreaga suprafață pe care inginerul a găsit-o la locul respectiv și a măsurat-o. Și era 760 de metri, din care 500 avea hotărâre acea persoană conform legii din 2003, iar restul intra în domeniul privat al comunei Răcăciuni.
Deoarece în momentul de față în Comuna Răcăciun se efectuează cadastru general sistematic, când s-a dus inginerul cu hotărârea noastră pentru intabulare, au spus stop. Prin ședința de Consiliu Local faceți referire doar la suprafața de 500 de metri pe care o aveți aprobată prin hotărâre de Consiliu în anul 2003, iar restul va fi realizată, va fi intabulată, va fi dat număr cadastral pe baza documentelor de cadastru, pentru că altfel se face suprapunere. Și au spus să nu amestecăm lucrurile, deoarece noi avem din 2003 această hotărâre cu 500 de metri și acum introducem în domeniul privat, atestăm la domeniul privat doar 500 de metri, iar restul, când se va finaliza documentația de cadastru, va apărea clar acolo toată suprafața. Nu va fi numai această diferență, vor fi și alte diferențe, dar ce e bine să nu dublăm lucrurile. Ați înțeles? Și dacă vă uitați, ca să nu credeți că facem hotărâre peste hotărâre, la articolul 3, da? Am revocat acea hotărâre și acum suntem doar cu aceasta, aceasta merge mai departe. Mulțumesc! Dacă nu sunt... Alte observații? Să punem la vot și este pentru? În unanimitate, mulțumesc! Apropo, dacă suntem tot în zona... Poate am voce din sat, care susțin că apar, vin la plata impozitelor și când au venit, de exemplu, în 2019 s-au declarat act de vânzare cumpărare pe un teren, apare și fostul proprietar, apare pe numele fostului proprietar acel teren. Încă nu este pe numele noului proprietar. Hai să vină vocile alea ca să clarifice. Să vă explic ce se întâmplă. Este posibil ca acel act de vânzare-cumpărare să nu fie adus la registrul agricol sau la compartimentul impozite și taxe. Noi nu avem de unde să știm care sunt tranzacțiile ce se efectuează între cetățeni, între persoane private. Ei sunt obligați să vină cu actul de vânzare-cumpărare, act de donație, să depună la noi și pe baza notarii, pot face la orice notar. Notarii nu sunt obligați să ne transmită nouă actele de vânzare cumpărare. Proprietarul este obligat. Proprietarul nou trebuie... proprietar sau vechi, da? Proprietar după caz. Și atunci modificarea se va face atât la fostul proprietar cât și la nou proprietar. Dacă aveți persoane nominale, puteți să... Are autorizație de construcție pe... N-are nicio legătură autorizată de construcție. Actul de vânzare, cumpărare trebuie adus obligatoriu. Noi nu avem de unde să știm. Dacă aveți o persoană, 2, 3, 5, cu cazul ăsta, nominalizați, îi aduceți hârtiuța și îi verificăm. E foarte bine. Deci, cum se vină cu actul de vânzare, cumpărare? Exact. Da, deci, încă o dată, registrul agricol este un document statistic, dar este obligat. Toți cetățenii comunei, trimestrial ați văzut că facem acea hotărâre privind modificările în registrul agricol. Este obligația cetățenilor la sfârșitul anului sau ori de câte ori apar modificări în proprietatea dumnealor să vină să declare registrul agricol. Pentru că sunt documente de care noi nu avem cunoștință și acolo rămân cele vechi. Da? Dacă îmi permiteți o precizare, domnilor colegi, vă rog să transmiteți acolo unde aveți posibilitatea următorul aspect. Apropo de ceea ce spunea doamna secretar, vă spun din experiența proprie, în urma dezbaterilor succesorale, care sunt cele mai multe, fiecare cetățean primește o parte din terenurile respective. Dacă nu vine eu, dacă nu veneam cu hârtia la primărie, să spun fraților, Boga Eugenia nu mai este proprietarul pământului, că e decedată, și în urma dezbaterii succesorale, Popescu Gheion e proprietar. Deci, vă rog, aceste dezbateri succesorale, care sunt mai multe decât vânzările, cumpărările, să vină cetățenii să și le rezolvă. Că altfel apar pe numele celuilalt, a decedatului. Exact. Pentru că n-are primăria de unde să știe dacă s-a făcut sau nu dezbaterea succesorală. Nici nu intră în atribuțiile. Și nu intră în atribuțiile. Exact. Poți să faci actul de vânzare cu Oradea și la Oradea și la București și cu Oradea. Actul de vânzare se poate încheia oriunde în România. Mai e totuși un aspect aici. Că deși cel care intră în posesia, nou proprietar vine cu actul, se întâmplă că totuși nu vechiul proprietar rămâne încărcat cu suprafața respectivă de teren. S-a întâmplat și se întâmplă și asta. Adică cel care, eu cumpăr o bucată de teren, e în interesul meu să vin, să o declar, să o am, dar
de la vechiul proprietar nu se, nu se scoate. Sunt care solicitați un certificat de urbanism, atunci de urbanism de fiscal, atunci se clarifică exact. Cel care vine solicită certificatul fiscal, ori este proprietar, este proprietar practic și atunci vezi dacă s-o modifică sau nu s-o modifică. Dar da, bază, dacă aveți cazul dintre astea, chiar vă rog să ne solicitați și ne puneți pe recurs. A fost deja spus. Trecem mai departe. 500 de metri. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Comunei Rătăciun cu Asociația Călătorii prin România în vederea realizării unor proiecte de promovare a obiectelor turistice din Comuna Rătăciun, județul Bacău. Știți că am mai avut pe ordinea de zi la ședința trecută acest proiect, dar referitor la asocierea Comunii Rătăciun cu Asociația Călătorii prin România pentru promovarea unor obiective turistice. În urma corespondenței făcute cu, primite de fapt de la asociație, au venit cu câteva lămuri și îmbunătățiri în sensul bun al cuvântului. Nu relatează ce era în proiectul de hotărâre cel dinainte, dar cu mici completări. Știți că era discuția că noi vom pune bani în draftul care l-a transmis, nu specific. S-au făcut niște clarificări, s-a făcut o comunicare și verificare juridică din partea noastră. Și niște completări, da. Niște exemple și... Dacă data trecută nu aveam, sau nu mai rețin dacă aveam... Nu aveam... Informații despre... Vi le-am transmis, chiar dacă informații era... Despre... Data aveam informații, referitor gestionarea platformei, era primea să facă o ateră Căciun. Inițiatorul la acest proiect am fost noi, eu și cu domnul Ciprian. Pentru că nu ați fost suficient de lămuriți, la acest proiect este domnul Cheța Lucian. Sunteți și dumneavoastră participați, aici nu facem diferențe, că sunt eu sau să iei altcineva. Important este să promovezi. Pornim odată cu proiectul ăsta ca să vedem ce obiectivi turistice avem, în afară de alea care le știm și le avem în situația noastră la primărie și a celor de la culte și cultură și culte. Și ce este peste, o să promovăm, se deplasează asociația împreună cu noi, în zonă, vedem exact ce, cum facem totul ca să fie legal, ca la carte. Da, bine ați spus, pentru că n-am fost răuvoitori. Dar nu este rea intenție. Nu când neapărat cineva trebuie să fie la capăt inițiator. Nu. În primă fază nu am fost lămuriți, domnul Ciprian. Și dumneavoastră, acum, prin colaborarea cu OAT Răcăciun, ați venit și ați făcut de fapt ca ce atribuții are OAT Răcăciun, ce atribuții are Călători prin România, asociația și-a transmis pe voi toate clarificările. Și acum, nu mai limpede, chiar am studiat și nu mi se pare. Nu ar fi mult mai limpede acum. E bine așa. Să punem la vot. Cine este pentru? Nu a fost de avuință asta ideea. În unanimitate, mulțumesc. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Comunei Rătăciun și modificarea listei de investiții pentru trimestrul 4 al anului 2022 conform raportului de specialitate numărul 12.968 din 4.11.2022. Da, e vorba de o rectificare bugetară. Noi am primit acasă raportul de la Departamentul de Contabilitate, da? Da. Avem suma respectivă de 308.600 lei pentru obiectivul de investiții modernizare infrastructură rutiere Rătăciun, sumă din proiectul de la investițiile rurale, deci la BAFIR, 96.700 pentru obiectivul modernizare renovare casă de cultură, tot la fel prin AFIR. Diferența de... Stai, mai avem aici, da. Este un contract, avem un contract de sponsorizare numărul 4.097 din 1 noiembrie 2022, având ca obiect sponsorizarea beneficiarului școala gimnazială Rătăciun cu suma de 39.329,50 lei în vederea executării lucrărilor de adâncire și modernizare fântână la satul Fundul Rătăciun, la școala la Fundul Rătăciun. După care am primit de la DGAFP Bacău alocarea sumei de 235.000,
Din aceștia am prins 39.000 de lei pentru organizarea activităților de iarnă și aici mă refer la activitățile de, culturale ce au loc în fiecare, în afara pandemiei, ce au avut loc în fiecare, la fiecare sărbătoare. Sunt tradiții și obiceiuri de iarnă care au fost în fiecare an pe stadion. Aici va intra și, nu aici, după care 15.000 de lei pentru organizarea activităților de iarnă pentru elevi, e vorba de pomul de iarnă, pentru copii la școală, pentru dezăpezire, toaletare, copaci, 5.000 de lei pentru proiectul de investiții, înființare, centru, colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Răcăciune. Aici aș vrea să fac o paranteză. În Planul Național de Redresare și Reziliență, componenta C3, se numește așa, dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat a deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel oraș-comună, sub investiția 1A, înființare de centre de colectare prin aport voluntar. Ce înseamnă centre de colectare prin aport voluntar? Este un centru care se va forma în afară de, pentru colectarea de deșeuri, dar de la deșeuri aduse de către oameni din propria inițiativă. Adică dacă dă lumea acasă, rămâne un dulap. Îl duci la centru, acolo e un centru special cu mai multe compartimente. Deci e un reciclat. Deci e un reciclat, îl facem cu partea de somă. Partea asta altă o să fie, eu am văzut așa ceva, am văzut în Germania, o suprafață de maxim 2000 și ceva de metri, în care intrai, făceai curățenie acasă, veneai cu mașina, îți rămânea televizorul, îți rămânea, mă rog, dulap, saltea, care erau bune. Era un compartiment special unde le lăsai acolo, depozitai acolo în baza unui proces verbal. Dacă îți rămânea tablă, rigips, lemn, fiecare avea compartimentul lui, dar voluntar, adus din propria inițiativă. Nu aruncate pe marginea pârâului sau la nu știu unde, ce răpâna. Dar revenim la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetară, dacă mai sunt alte observații, completări, vă rog. Nu. Dacă tot am vorbit și de următorul proiect, o să le spunem pe amândouă la... Să terminăm cu bugetul, să punem la vot. Și de este pentru rectificarea bugetară? Am unanimitate, mulțumesc. Următorul de hotărâre, vă rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Răcăciun, județul Bacău, exact ce a spus mai devreme domnul primar. Mai sunt alte observații completate? V-ați gândit, domnul primar, unde... Da, cu asta vreau să mai zic. Asta chiar e foarte important. Noi punem la dispoziție, avem primăria la ora actuală când discutăm, avem o suprafață de teren de 9.000 de metri pătrați, dar nu trebuie 9.000, trebuie în jur de 2.500 până în 3.000 de metri pătrați. Cu condițiile următoare, să fie la o distanță de mai mare sau egală, până la 250-300 de metri de locuințe, da? Să fie în apropiere de utilizare, să ai măcar un bec, și creezi tu ca primărie, ca și unitatea administrativă teritorială, utilitățile. Apă, ce mai, mă rog, curent, toaletă și mai departe. În rest, acolo vor funcționa, după cum spune, vor funcționa un număr de, cred, 10-15 oameni, care vor, prin rotații, vor sta permanent acolo, cu program, bineînțeles, la primirea acestor materiale. Locația, nu? Deci, locația este undeva la, după bariera de la Răcătău, pe stânga, pe dreapta. Deci față în față cu casa, cu locuința care nu este autorizată. Și oamenii ăștia angajați, bugetați, prins un organ. În baza proiectului vor funcționa un anumit număr de ani, după care va prelua primăria. Da. Asta e un plus pentru noi. Adică în afară de deșeurile reciclabile, venim în completare și cu locuri de muncă, dar și cu un loc în care îți poți aduce ce îmi poți dai la mașina de gunoi. Da? Deci finanțarea există, v-am zis, prin Planul Național de Reziliență, Redresare și Reziliență, finanțarea există, trebuie numai să depunem documentația și după aia pașii legali. La ce vă referiți? La angajați. Nu. Păi proiectul e pe 5, o să fie ca o care pune pe 5 ani. Așa, după care... Dar atunci, până la angajare, mai, să vedem noi că avem finanțare. Un alt spațiu nu s-ar găsi, pentru că cred că ar fi prea incomod pentru cetățeni să traverseze europeana, cu utilaje, cu... Fiecare cetățean
Poate să vină dacă are, dau un exemplu, mă și întreabă, doamne, unde vreau, unde pot să duc cauciucurile? Adu-le la primărie, le depozitezi și dă-le la un cerul special. Așa și aici. Tu personal, ce spunea port voluntar? Tu personal te duci și duci acolo. Și mai dă domnul picarea ferată. Da, dar nu, dă-ți întreabă de ce, dar treci și nu, în alt teren primăria nu-l are. Ca să fie la, să corespundă cerințelor din ghidul respectiv. Să fie mai departe de, sau aproape de la 250 de metri sau 300 de metri față de zona locuită. Nu avem, primăria nu avem decât terenul ăla. Și eu zic că este bine și pentru Răcăciun, și pentru Gheorghe Dor, și pentru toate, că el este acces din toate direcțiile. Că o să fie o limitare de viteză, că trebuie să te angajezi interesant. Asta o să vedem în baza proiectului, că o să facă o documentație de intrare și... Nu vă închipuiți să fie un coadă acolo la Cănețea. Asta e mașină. Nu, dar intrăm într-o curte și în curtea aia va fi... Oricum e mai aproape, adică să le duci tu mai lângă baraj să le găsești în șanța acolo. Noi inițial am vrut să punctăm aici la Moara Dracea, cum spunem noi. Dar sunt case foarte aproape. Prea în centru. Acolo eu zic că e la o distanță rezonabilă și față de ultima casă și față de fermă și față de Doja și față de Răcăciun. E clar că trebuie amplasat și în condițiile de. Dar noi deocamdată acum depunem, noi dăm hotărârea de Consiliul Local, o să o depunem, noi am făcut o declarație, facem o declarație de angajament și aici spunem toate exact condițiile care se impun pentru implementarea acestui proiect. Dar din câte vă spun, cam toate care au fost pe mediu, atât au intrat. Au intrat, pentru că ăsta este viitorul. În ceea ce mă privește, credeți-mă, eu cred că este un proiect extraordinar. Extraordinar. Știți că am mai discutat problema asta în ședința de Consiliu Local, doșința Consiliu Local în mandatul trecut. Când am luat inițiativ și am zis, trebuie și astea făcute. Pentru că nu poți să pui la tomberon să bagi și cărămidă, să pui și sticlă și poți să pui, dar e special. Dar chestia de bombă, iar vor percepe costuri. La, este extraordinar. Aport voluntar. Asta nu se ia niciun bani. Numai că dacă cel care aduce un lucru bun, o masă bună, și o pune acolo, sau o masă, un dulap, un televizor bun care funcționează, cred că o să fie o regulă, acele obiecte pot fi donate sau date celor care au nevoie, care nu au. Dacă unul are modificat, pot fi modificat. Pot fi modificat. Dar până atunci, cetățenii au deșeuri care nu sunt luate de cei de la Soma, da? Pentru că nu sunt reciclabili. Aici răspunde domnul Vici că el se ocupă special cu... De exemplu, cauciucurile. Dacă avem platforme de... Cam în fiecare localitate avem câte o platformă betonată, da? Deci ce înțelegi și își pună cauciucurile deocamdată acolo? Primăria cu utilaje de calcare, se ridice de acolo, pentru că le găsim în rând, prin barbea apelor, trebuie încurajați oamenii până în alta să facă. Iar cei care în viitor vor avea de jos din construcții, le vom duce la centru, corect. Ei, de asta proiectul ăsta e unul extra. Până va fi înființat centrul ăsta, o să mai putem face puncte pentru voluminoații, pentru colectare și în toate satele de pe rază comune. Nici o problemă. Voi lua legătura cu Soma și ei le vor ridica. Dar trebuie și acolo câte o persoană care se va ocupa. Și o să găsim puncte care... O întrebare. Domnul primar, aveți idee dacă puteți prinde și un utilaj în proiectul ăsta sau fiind nu, voluntar este... înseamnă ca nu cetățean... Acord voluntar aici se referă exact la inițiativa omului. Deci noi, proiectul vine cu construcția în sine, cu tot ce ține de logistica ca să funcționeze și aportul voluntar este al cetățeanului să vină să aducă acolo în baza informației care îi furnizez eu. Ce ai voie să aduci? Ai voie să aduci vegetație dintre astea, crengi tăiate, o le pui la crengi tăiate. Ai voie să aduci iarbă, pui la iarbă. Ai voie să aduci lemn. La caracteristicile tehnice și sprinse spre capoate toate. De cam toate să... În afară de, știu eu, un cetățean de rămă ceva, nu are cu ce să-l aducă. Are, este container special. Nu, cu ce să transporte. Atunci, poate proiectul casă la casă. Solicită, nu. Sunt. Dacă dă rămă casă, nu mai poate să-l găsească. Nu poate închiria. Dar poate închiria, dar poate să-ți facem eu. Deși nu știu de cum să obrii primăria ca să... Nu, să venim în... Cam asta este proiectul. Vă vom ține la curent cu evoluția documentelor și... Apropo de deșeuri.
Nu, eu din graj. Vorba e de în baza solicitărilor care solicită. Deci cetățeanul trebuie să vină să solicite, ca dumneavoastră să vă deplasați la el acasă, să ridicați gunoiul de graj. Dacă nu are un loc de transport. Dacă nu are un transport propriu. Aici intră și persoane juridice? Vă rog, să tragem la bloc dacă nu mai sunt alte obiecții. Și persoane pentru? Da. În un anumitat, mulțumesc. Pentru că este greu și atunci... Trecem mai departe de colectare, da? Proiect de lucrare privind aprobarea numărului și cuantumului curselor aferente anului școlar 2023 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Răcăciun, județul Bacău. Întrebări? Observații, completări? Am puțin copii. Să puteau mai mulți. Nu e bună întrebarea. Copiii ar trebui să-și dea interesul mai mult pentru a obține medii peste 9,50 pentru bursele de medii și se puteau mai mult, și aici nu ține de copii, la acele burse de studiu și de ajutor social care se obțin de aceștia pe baza veniturilor pe care părinții le declară și depun la școală dosare pentru acordarea lor. Deci, în funcție de venituri. Trebuie înțeles, dacă îmi permiteți și mie să spun da, o chestie. Când vorbim de bursă a unui copil, a unui elev, ce trebuie să înțelegem noi? Că onorăm financiar un merit care este studios. Dacă un copil nu realizează, noi realizăm niște ștachete, niște bareme, dacă nu realizează baremul, merită bursă? Nu. Atunci nu numărul mă deranjează pe mine, domnul Iacobuș, ci atitudinea elevului care nu vrea să ia bursă. Deci asta ar trebui acufundat. Bursa socială. Exact. Și acum când vorbim de burse, sunt două aspecte. Sunt copii care ar vrea să depășească baremul intelectual propus, dar nu pot. Nu au posibilități financiare. Și atunci s-a instituit această bursă socială de ajutor. Deci nu mă mai interesează dacă copilul n-a realizat 8 sau 9, dar el vrea să studieze și nu poate. Și atunci e greu la școală. Deci faceți diferență mare, foarte mare diferență între bursa de ajutor social și bursa de studiu. Care studiu și ăsta are două variante. De merit. Atenție. Bursa de studiu și bursa de merit, amândouă sunt burse de studiu. Numai că una e acea bursă de excelență, adică eu îți spun așa, îmi dai minim 9,50, primești bursă de studiu. Dar dacă dumneata... Doamnă, nu doamnă, ascultați-mă puțin. Meritoși nu sunt toți. Exact. Asta vreau să vă spun. Meritul este peste cota pe care eu o stabilesc. Este 10... Da, puneți cu... Nu confundați. Este tot pe baza rezultatelor, tot pe baza... Păi tot pe baza studierii. Nu, pe baza veniturilor familiale. Cum adică? Ce să dăm? Da, deci cine studiu se depune dosar pentru a fi, deci... Cele sociale sunt venit mai mic, cele de studiu sunt venit mai mare și cele de merit, rezultatele de la învățământ. Dar nu, ele sunt stabilite aici. Dacă vă uitați aici, o să înțelegeți mai bine ceea ce spun eu. La dumneavoastră sigur ați confundat, nu vă supărați pe mine. Nu vă supărați pe mine. Bursa de merit este bursă de merit, bursa de studiu este bursă de studiu. Nu confundăm lucrurile. Să punem la vot cine este pentru. Mulțumesc pentru unanimitate. Trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30 septembrie 2022. Întrebări, observații, comentarii? Nu ar fi mai exact? Ce s-a cheltuit la stația de ploaie 500 de pentru carburanță și lubrifianță? Cum? La stația de ploaie, carburanță și lubrifianță, 50.000. La capitolul pe canalizare și... Acum mi-a zis
Păi, ne întrebați ce s-a cheltuit sau de ce s-a cheltuit? De ce s-a cheltuit geamul urban? Pentru că au trebuit să fie plătiți carburante și lubrifianțe. Dar știți că s-a scumpit? Păi, de ce s-a cheltuit pentru lubrifianți și că suma respectivă? Pentru că s-au cumpărat. Pentru că era necesar. Nu, se cumpere, da. Poate presupuneți că nu e prea mare suma, sau eu știu, am plătit noi pe litru mai mult decât ne oferea, sau cum? Nu. La carburant și lubrifiant se spune așa, 49.320,23 de lei. Presupunând ce am mai exact, probabil că la păsare. Ok, mă pic, doamna, contabil, să-mi place. Ce înseamnă carburant și lubrifianță? Ce înseamnă? Ce înseamnă sumă? Pentru că stația de burare dezvolte un pic. Funcționează o funcționă din pentru care e democratică. Pentru că stația de burare... În august. Deci timp de o lună dezvolte 49 de litri. Să chem. Cred că e da, zi, e legat de vidanjare. E și vidanjare, e și soluțiile care sunt foarte scumpe, care se folosesc la stația de epurare, foarte, foarte scump. Dacă o să mergi o dată la fața locului, o să vă explic exact cum funcționează stația de epurare și o să vedeți că foarte puțin, o mică parte din soluții costă foarte mult bani, care se achiziționează pentru funcționarea corectă a stației de epurare. Acolo se întâmplă multe, prin procesul de lucru, se face niște spumă prin care se stropește, se reduce, mă rog, e un proces de lucru prin care dacă o să deci vă interesează... Deci, spuneți, e posibil ca partea de lubrifianță să costă mult mai mult decât carburant. Și acolo, păi da. Asta, așa cred și eu. Da. Prin ce spuneți, așa cred și eu, că, într-adevăr, acolo soluțiile costă foarte mult. Foarte mult, da. Pentru că acolo trebuie să probele și analizele care se iau trebuie să corespundă datorită lubrifianțelor și tot ce se folosesc a soluțiilor care se folosesc la case de epurare. Alte obiecții completări? Supunem la loc. Stația de epurare funcțională, nu? Da. Asta funcționează. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc. Trecem la ultimul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru proiectul reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în comuna Răcăciun, județul Bacău, sat Răcăciun. E vorba de proiectul care l-am depus pe Angel Salini, asfaltarea tuturor străzilor din Răcăciun și numai spre Gâșteni. Trebuie aprobat devizul și indicatorii. Deci, ca să putem să facem. Da, 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 da. Felicitări. Alte completări nelămuriți? Deci, străzile vor avea, într-adevăr, 4 metri jumate, nu? Cum scrie aici. Cred că da, dacă acolo așa scrie, s-au făcut măsurători. Nu știu. Cetățenii și grosimea stratului de asfalt trebuie să fie exact uiți. Domnule Iacobu, dar sunt până ajunge la turnat asfalt mai durează. Nu, că la Gheorghe deja de asta spun că sunt cetățeni care au văzut statul de asfalt mai subțire decât... Are cum, pentru că acolo există un inginer care supraveghează lucrările. Până la urmă, se fac controle de la ISC, de la cu dirigintele șantier împreună și cu toți factorii decizii și se ia carote din fiecare zonă. Nu eu, cetățenii au spus. Sunt doar cetățenii. Eu mie nu mi-a spus niciun cetățean. Au și o părere. Din contră, oamenii au spus că e ok, că avem asfalt, se implementează, păi se lucrează. Suntem fericiți că se lucrează și noi intra firma în faliment sau în insolvență. Proiectul merge în continuare, derulare. Și lucrează. Și ai văzut la indicator lățimea părții carosabile pleacă de la 2,75. Sunt ulițe care... Sunt 2,75, 3, 4, 5, 5, 5, 6. Universal 4 metri. În funcție de... Ulițe sunt standard. Păi nu poți să... Dar nu poți să ai spăzut. Da. Dacă nu sunt alte obiecții, să punem la vot cine este pentru. În unanimitate, mulțumesc. Ultimul punct de pe ordinea de zi, proces verbal de constatare în vederea eliberării autorizației de funcționare pentru obiectivul Piața Răcăciun, administrată de SGE Răsărăcii. Dar nu-i luat domnul Răsărăcii. Da, domnul Răsărăcii. Hai, domnul Răsărăcii. Vă rog să prezentați situația, domnul Răsărăcii. Da, situația, în fața locului, s-a făcut verificări la fața locului, ți-a identificat, nu exista suprafața, parcare strada la 250 de metri. Ulterior s-a revenit și a făcut în incinta
stâlpului 380 de metri. Documentația este, puteți să o verificați. Propunem spre aprobarea liberării albedării de funcționare. Ce înseamnă că sunt în ordine. Din punctul dumneavoastră de vedere, sunt lucrurile sunt în ordine. Ok, da. Să de aici procesul verbal. Următorul, ăsta a fost penultimul pas. Următorul pas este eliberarea autorității de funcționare. Va fi semnată de domnul primar și reprezentantul dumneavoastră, respectiv domnul Bucur, președintele de ședință. Autorizația se eliberează anual, în fiecare an vor fi înainte de eliberare, se verifică din nou respectarea condițiilor conform regulamentului pe care l-am avizat. Acestea fiind spuse, declară... Mai am și eu la diverse două lucruri. Da? Da? Numai că trebuia să introducem la întrebări. Eu vreau doar atât să vă transmit, dacă, ca să știți, o să punem ședința de Consiliu Local până pe data de 15, doar dacă o să apară ceva mai urgent. Să facem pregătire, pentru că după 15 decembrie încep sărbătorile. Nu, pregătirile pentru sărbători și n-ar ciut. Mai plecat de undeva sau nu puteți să nici... Da? Ca să știți, cam ăsta e... Da. Chestiuni, domnul Bădărău. Ați ridicat prima dată. Mulțumesc. Aș vrea să atingem două probleme cu îngăduința dumneavoastră. Una, prima problemă și foarte importantă. Am citit și eu un piculeț, că n-am avut timp până acum. E clar că vacantarea postului domnului Iacobuș trebuie să plece din Consiliul Local, nu de la prefectură. Iștoc. Mă gândeam la ce am citit. Era să facă infarct. Era să facă infarct. A domnul stai Felix. E clar că mă gândeam la ce am citit. Deci trebuie să știu de aici. Am citit, legea spune că Consiliul Local, proiect de hotărâre a domnului primar, de aici pleacă tot. Intervin ca să luăm așa. Da. Am primit noi, Consiliul Local, demisia domnului Iștoc? Am fost doar la ucrana și... Am primit demisia? Nu. Dumnealui doar ne-a transmis, ne-a informat că a trimis către partid demisia. Pe ce? Pe două rânduri pe care... Noi constatăm absența dumnealui și atât. Eu constat absența. După trei absenții consecutive, aplicăm legea. Sau poate între timp la solicitarea noastră vom primi răspuns de la cei în măsură. Absențele sunt. Acum ai mai mult. Da. Da, să știți că una foarte importantă. E vorba de cadastru sistematic. Știți că suntem în faza finală acum. Da? Mai e. Final, mai e. Aproape finală, da. Se fac verificări. Da. Eu la verificările astea vreau să mă refer. Să știți că sunt multe probleme. S-a măsurat cum s-a măsurat. Am verificat problema și la nivel de societate, într-o zi la în sala de ședințe, că erau și reprezentanți societății. Avem întâlnit săptămâna viitoare și cu cei de la cadastru și cu cei de la societate și implicit și primăria. Trebuie să purificăm un pic, mă interesează foarte mult la drumurile de acces, tot ce ține la primărie și după aia așa oamenii, implicit tot cadastru, care trebuie să facă ca lumea. Sunt niște neconcordanțe la care nu s-au pus accent, dar prin contestația personală care o voi face către CPI, există posibilitatea să se reia din nou verificarea. Oamenii au posibilitatea în această perioadă, până pe 22 decembrie, și chiar fac public anunțul ăsta, să vină să-și verifice fiecare ID, fiecare bucățică de teren. Problema e că toată lumea o să ajungă. Ăla e necazul ceva. Păi nu, dar am făcut informare. Am mai spus și acum și repet. În cazul în care sunt contestații, automat nu se va închide procesul de cadastru. Dacă, dar și robii cetățeni, dacă așa, să vină la primărie cu
titlul de proprietate și buletinul și să-și verifice personal proprietatea locuinței, proprietatea care are, atât a terenului intravilanic cât și cel extravilanic, ca să nu se închide lucrarea pe altul. Da, posibil așa. Ca o sugestie, numai puțin, vă rog, puteți să vorbim, să vorbim și noi cu cetățenii și să-i îndrumăm să vină la doamna Zaharia. Deci sunt zile, luni, marți, joi și vineri, la sediul primăriei Răcăciuni. Miercuri, de la ora 8 la ora 4, se stă la fundul Răcăciuni, la Casa Guvernului, cum îi spune. Acolo am făcut anunțul și public, l-am făcut și la biserică, oamenii știu, dar presupun, au fost și campania asta de toamnă și au avut treabă, dar vă rog să veniți să vă clarificați cu terenul. Domnul președinte, încheiem ședința de astăzi. Vă mulțumesc, o zi bună tuturor. Colegii de localitate.